Primăria Roman face un nou împrumut de aproape 270.000 de euro pentru un proiect venit în beneficiul municipiului. Primăria Roman vrea să contracteze un împrumut de 1.283.282 de lei cu o maturitate de maxim 10 ani. Față de vechile împrumuturi, această contractare se va face de la Ministerul Finanțelor Publice și nu de la bănci, fiind vorba de un împrumut din venituri din privatizare. Guvernul a pus o pârghie de finanțare la dispoziția autorităților publice locale doar pentru proiectele prinse în această finanțare pe sfârșit de exercițiul bugetar 2007-2014 cu privire la aceste obiective care, din motive obiective, nu au putut fi finalizate pentru că au fost scoase pe sfârșitul acestui exercițiu bugetar. Primăria își asumă prin acest contract că, din bugetul local, se va asigura integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului. Care este un împrumut subvenționat, cu dobândă subvenționată de către Guvernul României și care se face doar prin trezorerie, deci este o pârghie deja, ca să spun așa, particularizată, în sensul că este doar pentru aceste tipuri de obiective și doar prin trezorerie acordată de Guvernul României și care vin să sprijine finanțarea acestor proiecte care, datorită perioadei scurte în care au fost lansate, în întreaga țară au avut depășit ca termene. Și atunci s-a creat acest mecanism pe care și noi dorim să-l accesăm. Datorită situației apărute la fundațiile adiacente curții interioare, lucrările la corpul B al Colegiului Național Roman Vodă au fost întârziate cu 5 luni. Am considerat, pentru că sumele nu sunt mari, ca împrumutul să nu se ducă pe 20 de ani, ci pe 10 ani. Nefiind un efort major pentru primăria municipiului Roman, atunci am zis să fie redus la 10 ani, pentru ca să putem finaliza în acest an obiectivul, dar plata nu e nevoie de 20 de ani, în 10 ani el poate fi achitat, mai ales că nu e plătător de dobânzi majore. Condiția încadrării gradului de îndatorare în limita de 30% stabilită de lege este respectată.